Bine, v-am găsit balanțe. Voi face etalarea runelor pentru sâmbătă și duminică. Deci, 20-21 februarie 2021. Dacă doriți, puteți să căutați la playlisturi și veți găsi acolo numerologia și puteți să vă calculați foarte multe aspecte legate de numerologie, numai pe baza datei de naștere sau a numelui, numele și prenumele. Eu acolo am explicat cam tot ce se putea explica. Dacă vreți, puteți să vizionați acel filmuleț și în liniște puteți să vă calculați aceste date. Dar să încercăm să facem runele, să vedem ce va duce o sâmbătă și duminică. Uneori sunt într-o parte, ăsta, ce n-ați răsturnat, un jo pe bune, ăsta, ăsta este benefic, ăsta la altul nu. Deci acestea sunt. Le pun așa. Deci, să începem cu chenaz. Kenaz este o rună care arată, este o rună sufletului, așa, căldurii sufletești, dar aici este răsturnată și arată că ceva se va încheia pentru voi. Este un aspect unde am putea spune că trebuie să acceptați ca după ce ați făcut eforturi destul de importante, să înțelegeți că uh, nu aveți ce face, trebuie să acceptați, nu? La un moment dat, dacă ceva nu merge într-o relație, să uh, acceptați și să mergeți fiecare pe direcția uh, voastră, am zice. Chiar, uh, dacă ați făcut eforturi importante, chiar dacă e o relație personală sau de afaceri, trebuie să acceptați nu schimbarea care vine și să uh, mergeți fiecare pe drumul vostru. Aici arată Fehu. Uh, Fecu, dacă putem să ne gândim la o relație, am zice că este o relație care se răcește, o relație care nu mai merge sau poate să reprezintă chiar o pierdere uh, a capacității de muncă, o pierdere legată de locul de muncă, o pierdere de bani, o lipsă de noroc, fiindcă aveți un turisaz răsturnat și acest turisaz răsturnat arată această hazard, am zice chiar, în șansele pe care vi le căutați voi. Continuarea luptei uh, nu va aduce niciun rezultat. Uh, poate că ați primit sfaturi, dar. Uh, și voi, balanțele așa cum sunt și alții, poate că nu luați orice sfat de bun și preferați, chiar dacă este dat din experiență sfatul respectiv, preferați experiența proprie, preferați ideile voastre și nu le acceptați ușor pe celelalte. S-ar putea să reprezinte și acest lucru, acest turisaz. Hagal. Hagal este o rună care ne duce cu gândul la. Uh, grindină. Deci o înghețare, o grindină, o fermițare a problemei voastre. Uh, o fermițare care uh, poate să vă impună să vă asumați niște riscuri. Uh, acest lucru trebuie să îl gândiți foarte bine, fiindcă orice risc asumat trebuie și plătit. Și, bineînțeles, Hagal poate să arate un răspuns oficial pe care îl primiți poate sâmbătă sau îl primiți vineri și vă influențează sâmbătă și duminică acest răspuns oficial din partea unei persoane care am putea spune că nu este interesată în situația voastră, nu are nicio implicare decât aceea că vă dă un răspuns oficial. De asemenea, Hagal poate să vă ducă cu gândul la obstacole, probleme, întârzieri, evenimente nedorite și, totuși, aveți aici trei lune care sunt benefice. Prima este Eolh. Dă influențe noi benefice, influențe norocoase care vin în viața voastră. Oportunități noi pentru o carieră, pentru un hobby, pentru studii. Pentru ceea ce vreți voi să urmăriți, pentru o prietenie, o relație, sugerează, o, poate chiar pentru unii o nouă relație cu cineva, într-o afacere sau o generozitate, poate chiar o bucurie de apropiere, deși o protecție aceste ori foarte puternică. Această protecție față de nenorocul pe care îl aveți cu acest urisaz care reprezintă ciocanul lui Tor, și nu vă susține acest ciocanul al lui Tor, dar vine Eolc și vă schimbă această influență. Uh, poate primiți o premoniție puternică asupra unui dezastru iminent uh, Poate care vă face uh, capabil să evitați această problemă, indiferent de ce natură ar fi. Deci poate să reprezinte și acest moment în care vă vine o idee, o premoniție, uh, ceva și vă dați seama că vă apropiați de un dezastru iminent și puteți lua o decizie pe ultima stă de metri. Uh, acesta ar fi Eol. Vânjo! Vânjă dă o reușită totală, un noroc. Așa cum este, am zice, ne gândim la roata norocului, aici nu este uh, că nu știți pe ce parte ați fi a roții, pe o rată crescătoare sau o roată descrescătoare. Aici nu. Este clar, norocul este de partea voastră. Arată o reușită în ceea ce vreți să faceți, fericire în viața voastră. Uh, este un uh, moment excelent pentru pentru voi uh, pentru a soluționa ceva norocul este de partea voastră uh, legată de iubire poate să indice afecțiuni profunde fericire, emoții uh, o emoție permanentă uh, este un moment benefic dar să nu uităm de ing Ind este o rună care arată schimbarea o rună care este benefică alături de celelalte, îmbunătățesc această etalare și o transformă într-o etalare pozitivă pentru voi și arată că trebuie să vă pregătiți pentru o schimbare, să acceptați să încheiați, sunteți susținuți, am putea spune, de această rună ING, dar și de vunjo, să încheiați anumite etape pe care le aveți din viața voastră. Această încheiere poate că nu o faceți sâmbătă și duminică, va dura poate mai mult. Poate să vă influențeze chiar și luna plină. Și am zice că această încheiere, fiindcă normal la luna plină ce va fi săptămâna viitoare, noi culegem roadele semințelor pe care le-am însămânțat la Luna nouă care a fost în fecioară. Această lună plină va fi în fecioară. Deci uh, am zice că puteți să vă pregătiți să încheiați ceea ce ați început, dar în același timp să vă pregătiți pentru o schimbare, fiindcă va avea loc un eveniment în viața voastră care va fi ca o piatră de hotar. Din acest moment veți avea o schimbare benefică în viața voastră, deci ceva va intra benefic alături de eolt, de vunjo în viața voastră. Deci un moment benefic, o schimbare benefică va fi, care va aduce, să zicem, fericire, bucurie, o relație bună, un început nou într-o afacere, ceva care va aduce începuturi noi benefice. Și vă doresc numai bine, un sfârșit bun de săptămână!